Continuăm periplul nostru prin insulele malteze, 7 la număr, și deși suprafața lor este atât de mică, istoria lor este uriașă. Și existența maltezilor a fost neîntreruptă aici și a născut temple și edificii încă de acum mii de ani, palate și catedrale, statui, picturi și opere de artă unice în lume și povești de istorie pe măsură. E ceva miraculos în Malta și inexplicabil, pentru că de câte ori ai veni aici, tot te-ai mai întoarce. Pentru că este inepuizabilă Malta în poveștile ei de istorie și în obiectivele și în tot cât are ea de oferit și de vizitat. E superbă Malta. În anul 1566 a fost pusă prima piatră de temelie a orașului Valletta. Și tot de atunci orașul s-a dezvoltat și a devenit cea mai fortificată capitală din Europa. Cum? Valletta e cea mai fortificată capitală din Europa? Cea mai fortificată. Deși este atât de mică, cred că e una dintre cele mai mici. Da, are doar 0,8 km pătrați. Și în interiorul cetății găsim 30 de biserici și în jur de 300 de monumente istorice. Aici ne-ar trebui un an de zile să stăm numai în Valletta să le vizităm pe toate. Așa este. Este un muzeu în aer liber. Unul dintre cele mai cunoscute și iubite locuri este Valletta, capitala Maltei, pentru că aici se află catedrale, clădiri istorice, străduțe înguste cu muzee și cafenele, toate scăldate în lumina gălbuie reflectată de zidurile de calcar de culoarea mierii. Deși a fost locuită din neolitic și sub autoritatea celor mai mari puteri ale lumii, abia cavalerii ioaniți numiți și cavalerii de Malta au fost cei care au adăugat glorie insulei atât de râvnită de-a lungul istoriei. Și marele maestru Jean Perisot de la Valet, cel care a condus rezistența maltezilor împotriva otomanilor în marele asediu din 1565, considerat unul dintre cele mai mari asedii ale tuturor timpurilor, va rămâne eroul Maltei și tot el a pus piatra de temelie a orașului care îi poartă numele. And it is a history that you see it every day. It's not that you have one type of history. It's not that you had the Romans only or you had the Knights only, yes. But you had the Byzantines, the Phoenicians, the Arabs. Neolithic temples. And in our DNA, there is the blood, there is the DNA of the Phoenicians from the Eastern Mediterranean. Yes. And they had come to Malta because it was a safe harbor in the middle of the Mediterranean. And it is in our DNA. And even our language, it is the language that is very close to the area where the Phoenicians come from Lebanon. But with a difference. It sounds Arabic, but it is written in the Latin alphabet. Yes. So that also shows that we are adaptable. We try to get the best out of all worlds. Also, your religion, it was very important for all Europe. Yes. In fact, as the story goes, the great siege of Malta, when the Ottoman Turks attacked Malta in 1565, if the Ottoman Turks had won the battle, I think that Christianity would have taken a big hit in Europe. In Birgu. In Birgu and Senglea and the three cities. And it was a very brave fight by our ancestors, and it was a very important win for Christianity. La Valletta sunt și grădinile Baraca, construite tot de către cavalerii de Malta prin anii 1560. Iar de aici, în fiecare zi, tunurile, cu bubuitul lor, amintesc la prânz de luptele, dar mai ales de victoriile pe care le-au avut maltezii împotriva tuturor celor care au încercat să-i cucerească. A doua insulă ca mărime din arhipelagul maltez este insula Gozo, care are doar 67 de kilometri pătrați. Este micuță, liniștită, dar plină de istorie și de comori. Principala atracție este Citadela, în care ne aflăm,
o fortăreață cu ziduri groase de apărare construită în secolul al XVII-lea. Insula Gozo este liniștită și mai verde decât Malta și toți cei care debarcă pe Gozo ajung și la biserica Tapinu, cea care, conform credinței maltezilor din anul 1611, de când a fost ridicată, îndeplinește și cele mai imposibile dorințe. În biserică, oamenii cărora li s-au îndeplinit dorințele au lăsat în semn de recunoștință tot felul de obiecte de care s-au folosit atunci când au fost în nevoie. Știți vorba aceea? Fă rai din ce ai! Asta au făcut maltezii dintr-o țară practic lipsită de orice resursă naturală. Numai cactuși au din belșug. Și din cactuși au făcut de toate. Conserve, plăcinte, gemuri, dulcețuri, nectar, până și lichior de cactus. Aromatul lichior de cactus din Malta. Așa cum ar trebui să ne mai aducem aminte de o vorbă. Omul sfințește locul. Maltezii, un popor de oameni curajoși, dârzi, muncitori și primitori, au reușit să scrie o pagină glorioasă de istorie europeană și chiar universală. Și după așa o introducere lungă, dar necesară, ne aventurăm, primii de la o televiziune din România, spre cea de-a treia insulă a arhipelagului maltez pe care nu am mai călcat. Așadar, din arhipelagul de 7 insule malteze, Malta e prima, Gozo a doua și a treia ca mărime este Comino. Ca să ajungem pe insula Comino, ne-a ajutat Pedro cu barca lui, cel care știe toate poveștile locului ca un adevărat lup de mare. Hey, how are you? My name is Pedro. Nice to meet you, Pedro. Same here, Emilia, yes? Emilia, yes. Welcome, where are you from? Romania. Romania, welcome. Ajungem pe insula Comino, care este aproape pustie. Dar de fapt este pustie, pentru că are doar doi locuitori permanent, pe Salvu și pe Vegi. Comino is very interesting for me every day, all my life, because it's an amazing island. It's got so much energy and potential. This blue lagoon, the water is so clear. Also crystal lagoon, the water is very clear. On a day like today, when the sea is calm, people don't want to leave, you know, and they come and come again. So, we are going to go up this stairway, and then there's a little passage that takes like to that direction, but you do not take that. You keep on going here. Stay not too close to the edge, but stay close. We go like this? And you go up. All the way to the tower, yeah? It's still a bit too early, that's why probably there is no people yet. Okay. Yeah? Just always watch your step, because it's rough road, yes? Yes. Be safe. There are not stairs anymore. Make your own stairway. Use your imagination. Imagine if you were a cat, what would you do? Like a cat? Yeah. Oh! Înainte de a fi astăzi o oază de liniște și rezervație naturală, Comino a fost veșnic un teren de luptă. Insula a fost locuită din secolul al III-lea înaintea erei noastre, dar abia în timpul romanilor pământul a fost cultivat. Apogeul său a fost în timpul cavalerilor ioaniți, adică după anul 1530, care foloseau insula pentru distracție și vânătoare. Pe atunci insula era plină de mistreți și de iepuri. Și iepurele are o îndelungată tradiție în bucătăria malteză, devenind mâncarea lor tradițională. Dar nu aveau drept de vânătoare decât cavalerii, alminteri cine îndrăznea să vâneze era aspru pedepsit și petrecea 3 ani ca sclav pe galeră. Așa că nu prea merita să pui pe masă carne de iepure sau mistreți. Doar pe 29 iunie, de ziua Sfinților Petru și Pavel, era liber la carnea de iepure pentru toată lumea. Dar cavalerii nu se desfătau chiar în fiecare zi cu iepure și mistreți aici pe insula Comino, ci, forțați de evenimente, ei au instalat aici un punct de observație ca să vadă când se apropiau otomanii și corsarii de insulă. Și așa au ridicat
turnul Sfânta Maria. Semnalele luminoase și acustice de pe turnul Sfânta Maria au fost extrem de eficiente, fiind vorba de distanțe atât de scurte între insula principală Malta, Gozo și Comino. În anul 1418, vecinii de pe insula Gozo au început demersurile pentru construcția unui turn și chiar au strâns bani pentru această investiție prin impozitarea vinului de import. Dar, din păcate, banii au fost folosiți pentru a finanța operațiunile militare ale regelui Alfonso al Aragonului și Siciliei, iar turnul a rămas neconstruit. Altă încercare a avut loc în 1532, la doar 2 ani după sosirea cavalerilor ioaniți în Malta, când un inginer florentin a realizat proiectul pentru turn, dar nici el nu l-a terminat, pentru că a fost chemat să proiecteze alt turn în Valletta. Așa că abia în anul 1614 a început construcția turnului pe care îl vedeți, care a fost dotat cu 18 tunuri și 130 de oameni care erau gata de luptă împotriva otomanilor și a corsarilor. Abia în anul 1618, turnul a fost ridicat așa cum îl vedeți astăzi și, după cum am spus, nu de frumusețe, ci pentru a semnaliza atacurile de pe mare și mai avea un scop. Aici erau închiși prizonierii, dar și cavalerii care nu-și respectau legământul de castitate și celibat. Nu era deloc de glumit cu pirații la vremea aceea, pentru că bunăoară în anul 1551 toți cei 5.000 de locuitori ai insulei vecine Gozo au fost luați sclavi de pirați și duși în Libia de astăzi, așadar sistemul defensiv era extrem de important. Ca și turnul Sfânta Maria din Comino, turnurile din Malta nu au fost construite de frumusețe. Noi le apreciem astăzi frumusețea. Ele au fost construite din necesitate, pentru a semnaliza apropierea dușmanilor pe mare și pentru a comunica între ele. De aceea în Malta sunt turnuri lângă turnuri lângă turnuri. Comino nu oferea decât stânci și câmpuri pietroase greu de cultivat. Mai mult de 150 de persoane nu au locuit niciodată pe insulă și asta se întâmpla la începutul anilor 1800, datorită faptului că aici se găsea închisoarea. Și de atunci populația a tot scăzut, până ce astăzi a ajuns la 2 persoane, Salvu, Vela și Veghi, verișoara sa, care locuiesc permanent pe insulă. Aceste ziduri de piatră pe care le vedeți peste tot delimitează culturile, în primul rând, dar mai au un scop, acela de a împiedica eroziunea solului. După cel de-al doilea război mondial, insula Comino a rămas total pustie. A fost abandonată până în anii 60, când a renăscut datorită curiozității turiștilor care veneau aici pentru apa extraordinar de cristalină și albastră, cea mai albastră și azurie apă din toată Mediterana. Maltezii sunt catolici fervenți, nu lipsesc de la nicio slujbă și își păstrează cu sfințenie obiceiurile de la mic la mare. Așadar, chiar pe o insulă pustie, nu putea să lipsească o biserică, în care preotul vine să slujească în fiecare duminică. Capela din Comino, care se numește Sfânta Maria, a fost ridicată în 1618 pe urmele alteia mai vechi. Și pentru că a fost de atâtea ori atacată și jefuită, în spatele ei a fost ridicat un contrafort de apărare. Insula cu 2 locuitori, cu un preot și un polițist, este o raritate și o frumusețe de contemplat. Do you like it here? Yes, very much. Why? It's different. You take the boat to go to work. It's not like you go to a station and stay there, you know, it's a bit adventurous.
Yes, we are also here for adventure. But for you it's more difficult. So you don't have even water here. You have to bring everything with you. This is a problem. Yes, you have to bring everything with you. Like, there are tourists that come and ask me, where can I buy a bottle of water? And I need to send them to Blue Lagoon, because there's nothing here. Acestea sunt zidurile unui hotel care este în ruină de mulți ani. Și de jur împrejurul pereților stâncoși și abrupți ai insulei sunt grotele în care se ascundeau pirații și corsarii și de unde atacau corăbiile care traversau Mediterana. This will fall down. No, I explain to you. One day this was a cave. Yes. There is a valley. Always bringing the water, stopping here. Yes. Eventually the water is running through, making cracks. Eventually, yes, it gave up and came all down. Luckily, nobody was here. This usually happens in winter time, and there is nothing happening here, yeah? Și aceasta a fost aventura noastră în insula Comino, o insulă pustie, nu mai mare de 3,5 km pătrați, numai cu doi locuitori, Salvu Vela și Vegi, verișoara lui. Din păcate n-am reușit să stăm de vorbă cu ei, nu știu dacă îi găsim data viitoare, pentru că au peste 85 de ani, sper să-i găsim. Așa că pe insula Comino mai bine un preot, duminica, să slujească la capela pe care ați văzut-o. Și mai este temporar pe insulă ofițerul de poliție, care zicea că și pentru el este o aventură să aibă serviciu aici pe Comino. Dacă astăzi Comino e vizitată de turiști, este pentru Laguna Albastră, pentru liniștea și atmosfera arhaică. Ok. Nice to meet you, Pedro. Same here. It was very nice. Pleasure. That you took care of us and you tell all those stories and you show us what I know. This is quite interesting, yes. This will be help for us also, yes, no? Yes, thank you. Thank you very much. All bye, the best. Bye. Eh? Bye. Safe journeys, guys. Pășim mai adânc în istoria Maltei și ajungem în neolitic, adică pe vremea când a fost construit templul megalitic de la Hagar Im. Istoricii spun că ar fi chiar mai vechi decât piramidele, adică ar avea peste 5.000 de ani. Sigur că și în neolitic oamenii aveau credințele lor și zeitățile lor și templele lor. Dovadă stă templul de la Hagar Im. Și atunci putem noi să spunem despre ei că au fost niște primitivi? Și mai mult decât atât, aici se află cel mai mare bloc de piatră folosit vreodată la construcția unui templu în Malta. To history, you know, like we start from the Neolithic temples. You can go to Gigantea in Gozo, you know, like, and there are all these temples. Which personally, Hagar Im, yes, exactly. You know, like, and as well, maybe a lot of people outside of Malta, they don't know about them and they don't know how old they are. Tot într-un astfel de templu neolitic, nu acesta, cel care se numește Hal Saflieni, este un templu hipogeic pe 3 etaje sub pământ, a fost descoperită o statuetă care a devenit simbolul Maltei și care este considerată cea mai prețioasă și interesantă descoperire neolitică din Malta. Din situl de la Hal Saflieni, doamna adormită a ajuns la Muzeul Național de Arheologie din Valletta. Ea apare în toate catalogele de artă neolitică din lume pentru că e unică
și e un simbol. Surpriza mare este când vezi că statueta din lut este atât de mică încât poți să o ții în palmă. E frumos colorată, cu roșu și ocru, stă culcată pe o parte, iar în partea de jos are o fustă cu model, un fel de franjuri. Capul stă rezemat pe o parte, dar părul este deosebit pentru că e tuns și coafat. Acesta este simplul Hanzi Safrieni. Este simplu bogei, care are trei etaje sub pământ. A fost descoperit prin vreo întâmplare în anul 1902 și aici era doamna adormită. La un etaj superior au fost găsite și 7.000 de schelete umane. Este un simț vechi de 4.500 sau chiar 5.000 de ani. Micuța Malta e atât de micuță, dar are atâtea comori și surprize. Aici e cea mai mare concentrație de istorie, relicve și povești vechi de când lumea. V-am spus istorii de acum 4.000 de ani, povești cu cavaleri și insule pustii și mai ales cu oameni bravi, hotărâți și puternici. O națiune greu încercată de-a lungul istoriei, dar care a rezistat și și-a păstrat, așa cum a fost ea izolată în mijlocul Mediteranei, și-a păstrat identitatea, cultura, limba, tradițiile și obiceiurile nealterate.